Vă spunem un bun venit, dragi prieteni, la un nou vlog pe tema căsătoriei. Sunt împreună cu soția mea, Cristina, cu care fac această serie specială de vloguri. În acest vlog am dorit să abordăm poate unul dintre cele mai importante subiecte pe tema aceasta generală, și anume cum știu cu cine să mă căsătoresc, cum îl depistez, cum îl găsesc, pe cel care este pregătit de Dumnezeu pentru mine. Va trebui de la bun început să stabilim câteva premize, pentru că noi nu vom încerca să prezentăm o formulă magică care funcționează în cazul tuturor persoanelor de pretutindeni din toate circumstanțele. Noi credem că există niște principii generale care guvernează căutarea cuiva a unui partener pentru căsătorie. Dar dincolo de aceste principii generale, există o grămadă de circumstanțe, de factori, de elemente diferite de la caz la caz. Așadar, noi nu ne pronunțăm cu privire la cele lucruri care sunt distincte de la caz la caz. Prima premisă pe care am atins-o întreagă este că nu există formulă fixă. Deci dacă ai ajuns la vlogul ăsta și te-ai gândit, acum mi se dă exact care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurg ca să înțeleg care e cavalerul meu. Nu avem asemenea formule fixe. De ce? Simplu, pentru că suntem persoane unice în istoria Universului și, în al doilea rând, pentru că ne găsim în circunstanțe unice. Așadar, deși Dumnezeu călăuzește pe fiecare persoană în parte, El o călăuzește în funcție de personalitatea, experiența acelei persoane, cunoașterea acelei persoane, felul în care l-a înțeles pe Dumnezeu până la momentul respectiv și așa mai departe. Cristina, care crezi că ar trebui să fie un alt lucru pe care merită să-l precizăm de la bun început, pentru a elimina anumite confuzii care ar putea să nască pe traseu? Țin să menționez în primul rând că sunt unii oameni care au călcat aceste principii, poate nu le-au cunoscut, poate nu le-au fost spus niciodată și nu au știut să se țină de acești parametri. Mă gândesc la oamenii care au călcat aceste principii în căutarea partenerului, da? Și totuși au ajuns să se căsătorească și te uiți la viața lor și vezi că totul este în regulă. Acesta este harul lui Dumnezeu, da? pe care ni-l dă Domnul, și faptul că Dumnezeu restaurează aceste relații nu ar trebui să ne facă pe noi să ne apropiem cât mai mult de excepții, cât se poate să fii pe buza prăpastiei și să te depărtezi cât mai mult de normă sau de principiu. Așadar, eu te-aș descuraja să umbli pe buza prăpastiei, să spun așa, în speranța că Dumnezeu te va restaura și pe tine. Nu încerca să lucrezi cât mai departe de principii și să te apropii cât mai mult de excepție. Da, ideea este că din aceste excepții pe care Dumnezeu le-a restaurat, deși ei au călcat principiile biblice în perioada dinainte de căsătorie, nu trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ține cont de principiile pe care le-a stabilit în Biblie, ci trebuie să înțelegem că harul lui Dumnezeu e mare. Plus că mi s-ar părea foarte ciudat ca tu să-ți stabilești ca normă pentru viața ta excepțiile unor oameni, nu principiile stabilite de Dumnezeu. Sunt unele persoane care s-ar putea să înțeleagă greșit ceea ce am spus noi în celelalte vloguri, datorită faptului că noi am vorbit despre o persoană pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Și atunci, fiindcă am vorbit și împotriva relațiilor de prietenie lungi, în care se caută tot felul de compatibilități și cei doi consumă anumite lucruri din celălalt, unii vor înțelege, trebuie să am un fel de semn, un fel de viziune a celui care este pentru mine și până atunci eu nu am de unde să știu și nici nu pot să caut sau să observ dacă cineva este pregătit de Dumnezeu pentru mine. Noi nu credem că lucrul acesta este corect. Bun, care e alternativa? Îmi vine în minte Wurmbrand, știi? O vede pe Carolina și se duce la mama și o cere. Da. Deci nu toți au o asemenea, parte de o asemenea relație. Deși noi nu credem într-o perioadă de prietenie cum este descrisă în zilele noastre, totuși este nevoie de un cadru, de un context în care tinerii să se cunoască, da? Într-o oarecare măsură, pentru că nu vei avea deodată, îți va pica din cer un portret al viitorului tău soț, da? Este nevoie de un context în care să cunoști anumite lucruri despre el, să-i vezi anumite comportamente, dar, cum am spus, într-o oarecare măsură. Da, și ne referim la aspectele esențiale. Exact. Pentru că dacă știi aspectele esențiale, într-un fel care constituie temelia vieții unui om, restul detaliilor sunt mai puțin importante. Exact. Ele pot fi într-o oarecare măsură chiar irelevante pentru că se pot schimba exact dacă temelia e bună. Exact. Cunoașterea aceasta poate să fie o metodă prin care Dumnezeu îi confirmă sau îi infirmă unei persoane dacă el este persoana potrivită pentru ea. Înainte să trecem la partea în care o să vorbești tu foarte mult despre ce ar trebui să aștepte să vadă o fată într-un băiat, aș vrea să discutăm despre metodă. Cum îmi dau seama că cineva este sau nu pentru mine?
Și într-un fel metoda asta se aplică și băieților și fetelor. Și din nou, noi nu vorbim despre o formulă fixă, ci vorbim despre niște principii generale. Uite, am întâlnit fete care sunt fete și e normal să fii mai sensibilă, mai delicată și care din milă nu pot să refuze un băiat. Eu consider că este o mare greșeală. Mila nu și are acum rostul, da? Aș putea spune, păstrează-ți mila pentru mai târziu, că o să ai nevoie de ea. Dacă îți dai seama că nu e pentru tine... Spune din prima nu. Îi faci un bine mult mai mare. Asta e cel mai bun mod în care poți să arăți mila. Exact. Deci nu-i... Exact. Nu-ți imagina că dacă îi spui din milă da, îi faci un bine. Că nu-i faci. Așadar, nu acționa din milă. Da? Fii rațională cât poți de rațională, fii gingașă în același timp, fii feminină, însă cât se poate de directă. Și spune pe nume lucrurilor. Da, din experiența noastră și din modul în care îmi dau seama că vorbesc femeile, aș sublinia, cel puțin din ceea ce am experimentat eu în trecut, înainte să mă căsătoresc, aș sublinia cât de important e să fii directă. Da. Băieții nu înțeleg limbajul feminin foarte bine. Astfel că dacă vrei să-l ajuți, spune-i direct. Tu ai impresia că ai spus o grămadă de lucruri și sigur el o înțeles. Nu o înțeles. Ca să fii sigur că el o înțeles, trebuie să te simți puțin penibil. Atunci el sigur o înțeles. Da, dacă tu te simți bine când ai comunicat și zici, nu, i-am spus suficient, modul în care i-am spus și i-am spus așa foarte voalat și foarte frumos ca o femeie, cel mai probabil că el nu o înțeles și el o să încerci în continuare. Chiar dacă tu ești 100% sigur că el nu e pentru tine. Și dacă tu ai impresia că, și crede-mă, este o impresie, că ești un pic mai nefeminină sau ești prea dură, nu este adevărat. Să-ți spun de ce. Cred că poți să induci băiatul într-o confuzie foarte mare. Eu cred că un băiat nu înțelege lipsă de feminitate când o fată știe să se argumenteze și să spună un răspuns pe față. Eu, personal, aș aprecia o asemenea fată. Sunt anumiți băieți pe care îi cunoști și știi că niciodată n-ar putea să fie soțul tău. Așa că nu le spune da pentru perioada asta de cunoaștere, să zicem, despre care noi vorbim, cu premisa că te afli deja într-un context cu băiatul respectiv. Nu spune da. Dacă tu știi că el nu o să fie niciodată băiatul tău, din nou ajunge la ce ai spus. Exact. Nu spune da din milă sau sperând împotriva oricărui lucru care e vizibil înainte ochilor tăi, poate de ani de zile. Exact. Nu te pune să postești, nu intrați într-o perioadă, haide să vedem ce vrea doamnă, când tu știi clar, măi, eu nu mă voi putea căsători cu asemenea persoană. Nu am deschidere față de persoana respectivă. Nu ți-a modelat domnul inima ani de zile ca să primești exact. Un asemenea băiat ca autoritatea exact. Ta. Exact. Nu înseamnă că e un băiat rău. Exact. Nu înseamnă că tu ești o fată rea și mândră și arogantă, nici de cum. Îi spui clar, uite, nu am inima înspre tine. Nu-mi este simțământul înspre tine. Și totuși, dacă ai intrat într-o relație, să spunem, de cunoaștere, de care vorbeam un pic mai sus, da? Cumva, dacă te afli în contextul acesta în care cunoașteți câteva lucruri esențiale și păreți interesați unul de altul, eu, cu tot dragul, v-aș sfătui să evitați orice contact fizic. Absolut orice contact fizic. De ce? Sunt niște lucruri minore, dar care sunt foarte importante. Dacă mai târziu, poate peste o săptămână, poate în timpul cel mai apropiat, vă dați seama amândoi, măi, cum am spus, nu ne este inima unul pentru altul. Este o formă de respect atât unul față de altul, cât și pentru viitorii voștri parteneri. Este o formă de a arăta respect pentru ei. Nu ați luat ceva ce aparținea altcuiva. Da? Strângerea aia de mână, îmbrățișările sau sărutările sau orice din categoria aceasta nu vă aparținea dacă tu nu ai inima pentru băiatul respectiv. Așa că evitați orice contact fizic. Spune Pavel să te ferești de orice se pare rău. Ferește-te. E mai bine. Plus că dacă tu vrei să-l cunoști și zici, bun, uite, nu sunt în relația de prietenie greșită despre care ați vorbit voi. Nu ne căutăm nu știu ce compatibilități imaginate. Vrem, călăuziți de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu, fiind într-un context corect, să vedem dacă suntem unul pentru celălalt. Cum crezi tu că vei judeca rațional, mai ales ca băiat? Cum crezi tu că vei judeca rațional dacă tu te aprinzi? Că asta faci. Din punctul meu de vedere, este o breșă pe care ai creat-o în viața ta și ai întrerupt călăuzirea lui Dumnezeu. Și mai este un aspect important. Este o satisfacție pe care ți-o dă Duhul în inimă când lucrezi curat. Poți să mergi mai departe cu o conștiință liberă. Dacă tu faci lucruri care aparent nu sunt rele, par nevinovate, să spunem că ai încheiat relația aceasta, mergi mai departe, faci același lucru, mergi mai departe, faci același lucru, faci o dată, de două, de trei ori, ca fată te încarci negativ. Și eu cred că, și poate și ca băiat, dar eu vorbesc din perspectiva unei fete, te încarci negativ și ajungi, cum vorbeam în vlogurile trecute, la o depresie, la o încărcare, nu știi de unde.
lucrând în curăție, poate se întâmplă să fii în mai multe contexte despre care vorbeam mai sus. Context în care să cunoști un băiat. Și îți dai seama că poate nici pe unul, nici pe al doilea, nici pe al treilea, domnul sau nu ți-a pregătit inima pentru el. Nu te încarci negativ. Vei lucra în curăție și Dumnezeu te va binecuvânta și vei ști când satana te va ispiti, vei ști că ai lucrat în curăție. Este foarte important. Cam introdus puțin metoda de căutare sau de depistare cu aspecte negative, hai să mergem pozitiv acum. Primul lucru cu care amândoi suntem de acord și pe care îl spunem este că trebuie să stai într-o stare de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Categoric. Doar Dumnezeu poate să rânduiască circumstanțele, lucrurile, oamenii, doar Dumnezeu poate să tragă sforile ca să te ducă în direcția în care trebuie să te ducă, ca să te ducă spre cel care este pentru tine. Și în timp ce tu te rogi pentru viitorul partener, roagă-te ca și tu să fii modelată, să fii ajutorul potrivit. Căci în timp ce te rogi pentru tine, ca Dumnezeu să te modeleze pe tine, vei vedea că ți se creionează un portret în mintea ta. Că vrei sau nu vrei, Duhul Sfânt îți va creiona anumite lucruri, ți le va colora, ți le va desena ca tu să le vezi clar, să le simți, să le știi. Poate că nu știi să le exprimi, dar le vei avea în interiorul tău și vei ști că sunt de la Duhul. Din punctul meu de vedere, ăsta ar fi cel mai important lucru. Asta a fost în experiența mea. Au fost o grămadă de fete în jurul meu, în facultate și așa mai departe. Modul în care eu am știut este faptul că ceea ce am înțeles eu ca a fi portretul unei fete care ar trebui să fie soția mea și care aș vrea să îmbătrânesc, s-a regăsit în tine. Nu s-a regăsit la celelalte. Erau foarte multe fete pocăite, credincioase și așa mai departe. Nu se potriveau cu portretul ăla creionat duhovnicește în inima mea. Bun, apropo, de unde aflu portretul ăla al bărbatului pe care Dumnezeu îl pregătește pentru mine? Bună întrebare. Nu o să-ți apară în vis, da? Oricum, ideea este următoarea. Din scripturi, e clar, din scripturi, în timp ce tu te rogi și studiezi Biblia, studiezi și vezi oameni, vezi portrete de femei, vezi caractere, vezi anumite comportamente, ți se vor forma, ți se vor naște niște dorințe și dorințele acelea vor creiona anumite lucruri care îți plac, da? Și astfel se va construi un portret. Da? În timp ce tu studiezi Scriptura, în timp ce meditezi, nu numai că citești ca să citești Biblia într-un an, nu, în timp ce meditezi și în timp ce lași pe Duhul Sfânt să te convingă că este bine sau nu este bine ce a făcut o anumită femeie sau un anumit bărbat din Scriptură. Uite un lucru care nu credeam că mai trebuie discutat între credincioși, dar este necesar. Mi-au scris chiar după vlogul ăsta câteva persoane despre relații cu necredincioși. Da? De exemplu, un băiat pentecostal cu o fată musulmană sau un credincios din mediul evanghelic cu un credincios creștin, să zicem, cu numele cel puțin, din religiile tradiționale. Care este opinia ta despre lucrul ăsta? De la bun început, din start, ca părinte, de exemplu, vorbesc ca părinte, eu aș interzice copiilor mei o asemenea relație. Prima caracteristică esențială este nașterea din nou. Da? Trebuie să te asiguri că este un băiat născut din nou. Prin asta noi nu vrem să spunem că dacă ești automat membru într-o biserică baptistă sau creștin pe evanghelie sau pentecostală, e născut din nou. Sau el este născut din nou. Dar noi nu vrem să spunem asta. Sunt o grămadă de tineri din bisericile noastre care nu sunt născuți din nou. Deci ceea ce noi spunem nu este să cauți să vezi dacă e din denominația ta, ci dacă este regenerat, dacă este născut din nou. Pentru că altfel îți vei lua un necredincios nenăscut din nou, din biserică, care e botezat, care poate merge la cort sau cine știe ce mai face și care este la fel de rău ca orice alt necredincios, ba chiar poate mai rău decât un necredincios din afara bisericii, care nu știe toate lucrurile pe care le știe el și nu are conștiința atât de bătătorită ca individul respectiv. Și spunând că eu, în calitate de părinte, nu mi-aș lăsa copiii într-o asemenea relație, cred că oricare dintre voi ar trebui să fiți foarte atenți la structurile de autoritate. Da? Dumnezeu ți-a lăsat niște părinți în familie, iarăși nu vorbești de excepții în care părinții tăi sunt necredincioși și nu au un discernământ spiritual. Da? Vorbesc de regulă. Familii crescute în adunare, cu părinți născuți din nou, lasă-ți și sensibilitatea și călăuzirea părinților să-ți fie ghid. Să nu crezi că părinții sunt demodați, să nu crezi că ei cunosc alte vremuri. Duhul Sfânt trece peste toate aceste lucruri și în inima lor sădește o autoritate și actualizează în ei ceea ce este necesar pentru călăuzirea copiilor lor. Mai ales în vederea căsătoriei, care este o relație atât de importantă. Aș spune că părinții cu adevărat credincioși vor fi bucuroși ca să aibă copiii căsătoriți. Deci nu-ți imagina că ai niște dușmani care vor să împiedice fericirea ta. Tu ai găsit zâna zânelor și el e inamicul tău. Pur și simplu nu-ți dorește fericirea. Uite,
tata meu, care e un bărbat foarte precaut, când a fost vorba despre tine, a fost foarte deschis. Ceva din inima lui, de la distanță, și noi credem că e Duhul Sfânt, i-a confirmat că ești fata cu care eu trebuie să mă căsătoresc. Deși anterior, și cu privire la mine și cu privire la frații mei, de atâtea ori s-a pus de-a curmezișul și pur și simplu s-a opus. Pentru că nu era în regulă. Așadar, eu aș sfătui să vă respectați părinții și să fie întotdeauna în voi o deschidere spre ei și spre sfaturile lor. Da? Și aș mai spune o mențiune, dacă îmi permiți. Sigur. Și dacă sunt necredincioși, roagă-te înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să modeleze inima lor. Acum va trebui să spui tu mai multe lucruri. O fată care n-are responsabilitatea de a iniția procesul ăsta, ce ar trebui să urmărească specific la un băiat? Se află într-un cadru în care sunt mai mulți băieți, oricare dintre ei ar putea să fie soțul ei. Sunt băieți credincioși, născuți din nou, totul pare să fie în regulă. Care ar fi câteva lucruri specifice pe care ea ar trebui să le urmărească? E clar, nu pot intra, este o gamă variată de caracteristici la care te poți uita. Însă sunt, cred că sunt câteva lucruri care tot timpul te vor izbi. Da? Cred că sunt niște lucruri pe care le poți vedea și care ori îți taie pofta, ori îți crește pofta. Da? În primul rând, uite de cu ce își ocupă timpul. Da? Dacă își petrece timpul jucând jocuri, stând prea mult pe Facebook sau să se îngrijească excesiv pentru trupul său, cred că este o problemă acolo. Da? Cred că e un semnal de alarmă pentru tine. Eu eram în facultate când noi ne-am cunoscut. Ce m-ai găsit pe mine făcând? Da, foarte interesant. Deci te știam în bibliotecă. Dacă știam ceva despre tine, te știam stând în bibliotecă, studiind. Îmi plăcea faptul, sincer îți spun, îmi plăcea faptul că nu aveai radarul deschis pentru toate fetele, da? Eu știam și simțeam că ești îndreptat spre mine, deși inima mea încă nu era lămurită pe atunci, dar eu aveam siguranța că tu ți-ai focalizat toată atenția înspre mine, ceea ce este foarte important. Dacă un băiat pare să-ți dea atenție și totuși oferă o atenție similară și altor fete, ceva este putred acolo, da? Ori dorește să aibă propte, ori nu este serios. Da, mie nu-i... Nu este în regulă un asemenea comportament. Ca băiat dovedești o totală lipsă de călăuzire în momentul în care ai 7 opțiuni. Eu cred că de asta e important ce am spus deja. Când ești în cadrul ăla safe, în care nu consumi din celălalt ca un monstru psihologic, emoțional, spiritual și așa mai departe, poți să ai libertatea să vezi o fată, să spui și să spui problema dacă ea este ce a pregătit de Dumnezeu pentru tine. Iar dacă constați pe traseu că nu este, mergi mai departe. Corect. Nu este același lucru cu a sări din floare în floare, tot iei polenul din fiecare floare, lași fata uscată ca o smochină și pe aia te duci la următoarea. Vezi, Scriptura vorbește despre fete, despre femei, ca fiind niște cetăți întărite, da? Trebuie cucerită acea cetate. Dacă tu la prima cărămidă pe care o dai jos ești transpirat tot și nu mai poți, ai o problemă. Ai o problemă, iar cetatea aceea, fata, ar trebui să înțeleagă că este o problemă și să nu se simtă frustrată. Am înțeles, este o problemă cu băiatul, nu cu mine, da? Nici tu nu te fortifica până în ceruri, ca să nu poți fi, tu ești de necucerit. De asemenea, Biblia o compară pe femeie ca cu o fântână închisă, da? Nu-și revarsă apa sau izvoarele, nu le dă oricui. Este foarte important, tu rămâi în poziția ta, lasă băiatul să te cucerească și în timpul acesta, eu cred că sunt niște lucruri pe care Dumnezeu le rodează la amândoi și veți simți dacă este din partea lui Dumnezeu pentru amândoi. Și dacă Dumnezeu ți-a aliniat, oricât de împotrivitoare ar fi cetatea, până la urmă tot o să cedeze, nu? Exact, exact, după cum foarte bine știi. Da, eu am așteptat 2 ani, am bătut la porți acolo, dar până la urmă s-a deschis. Chiar încăpățânarea lui de a cuceri, o încăpățânare bună, eu o consider a fi bună, de a cuceri această cetate, arată, îți demonstrează ție ca fată tăria încredințării lui, da? Cum am spus, dacă după cărămidă este transpirat tot și leșinat... Așa îmi place. Transpirat așa. Dar poate că cărămizi de la cetate, arunc ea cu cărămizi, pleacă. Hai că ne distală un pic. Deci, putem da. De ce ai tu nevoie ca fată că el să fie încredințat? De încredințarea lui, să zic într-un fel, atârnă un procentaj destul de mare al încredințării mele, da? Pentru că eu sunt cea care trebuie să vin cu cerite. Dacă tu vii armat cum trebuie, eu zic, băi, omul ăsta este pus pe ceva, da? Omul ăsta este hotărât pe ceva, e un lucru serios. Știe pentru ce mine... face, știe unde se duce. Corect. Pentru mine, seriozitatea ta
și tăria încredințării tale va fi un punct de care, dacă trec, cred că câștigi o mare parte din cetate. Da, și mai există o chestie. Dacă tu n-ai putut să mă conduci și n-ai putut să-mi arăți că știi să cârmuiești lucrurile în da, prima siguranță... parte când te cunosc, nu? Exact. Ce siguranță mi-ofer mie că mai târziu, ca soție, mă poți călăuzi în drumul acesta, în călătoria aceasta a căsătoriei. Eu cred că va căpăta alte dimensiuni, clar, dar pentru început, acesta este primul turn, cum s-ar spune, primul turn pe care trebuie să-l cucerești. Cucerindu-l pe acesta... Te apropii de cetate. Exact. E un lucru pe care eu l-aș recomanda fetelor, mai ales că în perioada în care noi trăim sunt foarte mulți gameri și până la un anumit punct aș putea să tolerez faptul ăsta, dar punctul în care nu mai am niciun fel de toleranță, este punctul în care o persoană nu este harnică. Pentru că asta arată că el nu va fi în stare să-și întrețină familia. Punct ok, punct lovit. Nu femeia trebuie să întrețină familia, ci bărbatul. Faptul că ea are înțelepciunea, abilitățile, de a câștiga bani, într-un fel sau în altul, și să aibă totuși centrul atenției familia, asta este cu totul altceva. Iar dacă el e un gamer, care toată ziua numai asta face, dar nu face nimic altceva, bun, cum își va asuma el responsabilitatea de a întreține familia asta și de a o crește? Și aș mai spune o chestiune. Asta mi-ar arăta mie despre el că el de fapt vede soția lui ca un alt fel de gadget. Deci el a ajuns la un alt level. El cu asta își petrece viața și soția lui e un alt gadget care să-i satisfacă alte nevoi, alte pofte pe care el le are. Deci aș spune nu frontal. Tu, ca fată, ar trebui să te uiți și să privești care este conduita lui, care este viața lui de rugăciune, care este raportarea lui la Dumnezeu, care este raportarea lui la Scriptură. O să vezi, după felul în care vorbește despre Scriptură, după felul în care vorbește despre Hristos, vei vedea dacă este îndrăgostit de El, dacă Hristos lucrează în viața lui prin Duhul Sfânt, vei vedea dacă cunoaște și iubește atributele lui Dumnezeu, vei vedea dacă viața lui este o viață de rugăciune, dacă nu, este o barieră de care trebuie să te lovești și e bine că te lovești și să-i mulțumești Domnului pentru ea. Poate că este o perioadă de timp în care trebuie să te retragi. Eu nu spun că este pierdut acest caz, da? Spun că poate că este o perioadă în care trebuie să te retragi ca el să-și poată rezolva problema cu Dumnezeu. Da? Să-și pună viața în rânduială. Un bărbat cu o viață dezordonată este un haos pentru soția lui. Da? Cu o viață nepusă în rânduială cu Dumnezeu. Eu nu spun că nu ești născut din nou, da? Nu dau verdicte de gen, dar cred că vei aduce mult necaz în familia ta și vei aduce multe poveri pe umerii soției tale. Nu, și dacă va avea copii, ce va da societății astea decât tot niște oameni dezordonați ca el? Poate că sunt un pic subiectivă, dar îmi place exemplul acesta. Orice fată ar trebui să se uite la dacă băiatul spre care îi este îndreptată inima mai are surori în familia lui, mai are cumnate, are prezență feminină, eu m-aș uita să văd care este raportarea lui față de prezența feminină. Prima persoană cu care a avut contact, prima persoană de gen feminin, da? Prima prezență feminină este mama lui. Indiferent dacă mama este credincioasă sau nu, pe mine mă interesează care este raportarea lui față de mama lui. Care este gradul de respect pe care îl are față de ea. Care este dragostea pe care o poartă. Sunt niște semnale foarte importante. Dacă relaționarea la prezența feminină din familia lui, chiar și lărgită, este defectuoasă, puneți semne de întrebare. Nu-ți imagina că dintr-o dată, din ziua în care va fi căsătorit cu tine, dintr-o dată îi se va schimba comportamentul. Nu, eu cred că va folosi același limbaj, cred că va avea același tip de comportament. Trebuie să fii atentă. Nu este nicio jenă să te uiți, deci nu este nicio jenă să privești și să analizezi. Este pentru binele tău. Trebuie cumva să te asiguri că intri pe mâini bune. Un alt aspect important este scopul cu care un băiat vine la tine. Scopul pentru care te curtează un băiat. Te curtează doar ca să încerce ceva cu tine? Te curtează doar pentru ca să fie și el în rând cu alții alții de vârsta lui sau din cercul lui? Sau te curtează pentru un scop frumos, acela de a vă căsători? Să presupunem că are un scop corect. Nu vrea să te încerce, nu vrea să sare de la tine la altă fată și așa mai departe. Vrea să căsătorească cu tine. Dar extrema cealaltă îi vrea să se căsătorească rapid, să te târie, să te tragă, da? E un fel, un tiran autoritar în care noi nu credem. Noi credem într-un băiat care conduce prin slujire, cu tact, cu înțelepciune, cu dragoste, clar, cu blândețe,
cu atenție, pentru că este vorba de o femeie acolo, nu este vorba de un plug pe care trebuie să-l tragă ca să are. Când îți este inconfortabilă această târâire și o simți în inima ta, în duhul tău, nu ești liniștită, acolo este o problemă. Și ca să fii liniștită, consultă-te cu părinții, cu ceilalți care îți pot spune, accelerați cam repede. Dacă se lasă călăuzit de Dumnezeu, Dumnezeu nu-i dă unuia un ritm, lui dă un ritm, ei dă alt ritm. Eu cred că cumva Dumnezeu îi dă o sensibilitate și lui ca să înțeleagă care este ritmul ei, după cum foarte bine știi prin câte ai trecut cu mine. Știi ritmul meu, știi ritmul tău. Știi că cum am fost eu, cum înțelegeam eu lucrurile. Ei, răbdarea pe care tu mi-ai arătat-o și care erai dispus să mi-o oferi, într-un fel, îmi întărea tot mai mult convingerea că tu ești cel care ești pentru mine. Un ultim sfat pe care l-aș avea eu personal pentru fete, datorită faptului că pornografia este un flagel foarte extins în perioada în care noi trăim și la adolescenți și de la băieți a trecut foarte puternic și la fete, la o vârstă tot mai fragedă. Eu aș spune că un băiat care a avut probleme cu pornografia nu trebuie respins, dar sub absolut nicio formă n-ar trebui să accepte nici măcar asumarea unei relații care se ducă la căsătorie cu bărbatul acela sau băiatul acela până el nu a fost eliberat de problema asta a pornografiei, de păcatul ăsta adânc. Dacă el nu este eliberat, te va distruge, te va mânca pe zi ce trece. El nu te va putea iubi pentru ceea ce ești tu, nu te va putea iubi cu giungășie, cu tact, cu tandrețe, pentru că nu le are și pentru că pornografia învață exact opusul. El are nevoie de un proces foarte serios în care să fie supravegheat de cineva care este matur spiritual pentru a fi eliberat. Și încă ceva, eliberat nu înseamnă că de 2 săptămâni nu se mai uită. Dacă el spune, nu m-am uitat de 3 săptămâni, aia nu e eliberare. Ba chiar este dovedit că mulți din cei care încearcă să scape merg în cicluri din astea. 3 săptămâni nu se mai uită datorită vinovăției, nu pentru că este eliberat, după aia iară se uită și tot așa. Eliberarea înseamnă altceva. Eliberarea înseamnă să o rupă cu cancerul ăsta sub supravegherea atentă a unor oameni de care are, să zicem, o frică duhovnicească și pe care îi ascultă în toate lucrurile. Până el nu a primit eliberare, sub nicio formă, nu intra în procesul care duce spre căsătorie. Și mi se pare absolut necesar din partea unui băiat să fie cinstit și foarte devreme să informeze o fată dacă el are probleme. Iar dacă el are probleme, ar fi trebuit să evite absolut orice fel de interacțiune care să ducă într-un fel la căsătorie. Acestea fiind spuse, ne rugăm ca aceste cuvinte ale noastre simple și clare, sperăm noi, să vă fie de folos. Îți mulțumesc și ție, Cristina, pentru participare. Cu mare drag. Și la mai multe. În vlogul următor, vrem să fim total la dispoziția dumneavoastră și să răspundem întrebările dumneavoastră. Așa că, la comentariile acestui vlog, vă rog să lăsați întrebări pe care le aveți legat nu de batic, ci de relațiile de prietenie, de căsătorie și așa mai departe. Ce întrebări aveți pe suflet legat de tema aceasta? Pe data viitoare!